Domnul Ionuț, am ajuns la tine. Eu inițial mi-am propus să ajung la tine dimineață. Deja e ora 3. Ce zici de mine? Trece timpul. Da. Trecem și noi. Da, fain copil. Asta trebuie să zici. Bun, Ionuț. Eu tocmai am fost la domnul Bex acum câteva zile. Și a zis de armăsar că a ajuns undeva la satul mare. Și armăsarul este la tine. În ideea asta te-am sunat. Îți mulțumesc m-am foarte. M-am gândit că sunt oameni care vor să-l vadă. Așa, și m-am gândit și la tine, că l-ai filmat de mai multe ori, îl cunoști mai bine ca și noi. Da, și de mai e, mult timp. E un armăsar frumos. Și ne-am gândit că vreți să-l vedeți. Să-l vedem. Și cel mai bucuros o să fie Dan, băiatul lui domnul Dan Bexa, să-l vadă, fiindcă el a avut grijă mult de el. Cu ocazia asta îi salutăm pe Bexa. Pe salutăm juniorul. Pe toți crescătorii de cai. Așa. Îți mulțumesc tare frumos că ai calul aici la tine și îți mulțumesc pentru că ai grijă de el și îi o grijă specială. Taică-mea, el îi. Tatăl tău? El îi, crescătorul. Îl salutăm pe tatăl tău de aici de lângă el, l-am salutat noi înainte. El îi cercetează. Așa, face cercetări așa în agricultură. Da. Trebuie să-i studiezi, trebuie să-i cunoști. Așa. Eu nu am chiar așa mult timp să mă ocup de ei, că am un serviciu mai... El e numai musafir acasă. Da, fii atent. Și acum cu serviciul tot ce o să faci? Eu n-am treabă, că eu lucrez pe teren, pe câmp. Pe câmp? Sunt no. agronom de meserie și... Și nu vă blochează ăștia cu asta? Nu. Pentru că... Și eu tot așa pot să... În interes de serviciu... Eu aș putea... În interes de serviciu au zis că îs libere de plasările, deci... A, și eu de exemplu tot așa aș putea să zic, nu? Da. La ăștia, că sunt în interes de serviciu. Ha? Sunt în interes de serviciu și că, dacă am delegație. Dacă se întâlnește domnul prim-ministru cu mine, ministrul agriculturii, dă mâna cu mine și o să zic că bă, băiatule, bravo. Că chiar promovează în continuare. Numai noi stimulăm pe cetățeni să-și folosească ce să locuințele. Ionuț, ai văzut aia cu cu zic, cu litrul de pălincă. Ai văzut-o aia al lui domnul Nicușor de la Brud? Nu. Când o zis nu, așa? Nu, că n-am avut timp în ultima perioadă să... O zis să iei un litru de pălincă, dar vezi să nu fie de ăla de mere, să fie de prunie. Iei o gură, faci o gargară și dai după aia pe gât. Și nu mai e problemă. Antidot? Așa. Asta e antidot. Ah, bun. Aici i-ați lăsat același nume la armăsar? Da, da. Păi lobotezat în acte. Poți să-i spui numele? Rico. Rico e armăsarul nostru de montă. Așa. Pe care ne bazăm să ne înmulțească ferma. Deci el va fi de montă și în afara fermei. Da. Îl promovăm și pentru montă publică. Dar ideea îi să ne monteze nouă. Dacă deja au început, am montat câteva iepe. Așa. Și pentru alții. Am văzut produs frumos din armățelul Șurico. Da, știu că și noi ținem legătura cu ei și chiar am văzut mânzuța. Și ne place și nouă mult și sperăm să facă și pe aici treabă bună. Da. Și viitoarele iepe sunt cât de cât, părerea noastră, cât de cât selectate. Am tras o geană în graj, de-abia aștept să le vedem afară. Și o să le vedem. Și acum sperăm să fie totul în regulă, să trecem cu bine și peste încercarea asta care... Asta e o încercare pentru români, așa-i? Pentru omenire. Pentru omenire. Pentru omenire. Dar fii atent, românii tot timpul au fost puși la încercări. Și ceea ce tot am încercat să transmit un mesaj. Să transmit un mesaj, să-i lase pe țăranii în pace, să poată să-și țină un porc, să-și poată să țină o vacă, să-și țină un cal. Nu să bage peste ei și să tot îi streseze. Bine zic, Ionuț. Să-i lasă pe ei care vor să țină, să țină și pe ei care nu vor să țină, să-i lasă în pace. Să-i lese în pace. Pentru că sunt... Să facă altceva. Sunt, alții, da, exact. Alții poate le plac, altora poate le place, le place mecanica, la alții le plac... Fiecare să-și facă meseria. Să-și facă meseria. Dacă nu are dragoste pentru animal, să nu țină. Așa, așa. Că altfel le ține în rău. În noi și în foame și în condiții neprielnice, nu... Nici omul, nici animalul și nici... Nu trăiește bine. Nici orice viețuitoare să nu trăiască. Așa, așa. Dacă animalelor le place să trăiască în libertate, să trăiască în libertate. Și noi încercăm să le creăm condiții și e o investiție continuă. Nu apuci să le faci toate deodată pentru că nici timp n-ai, nici
spațiu, de exemplu, și nouă ne-ar place să avem o pășune mai mare, avem 6 bucăți, ne-ar place să avem măcar un 5 hectare. Să putem să, putem să le, nu să asigurăm furajul, ci mișcarea. Mișcarea. Furajul, da? E furaj, furajul e acela. Ăla se mai poate cumpăra, să nu poate, poate face. Ăla se poate completa. Îl facem, îl cumpărăm, nu e o problemă. Dar condițiile, mediul de viață, am făcut la facultate zootehnie. Așa, și unde? La Cluj sau unde? La Cluj, la USMM. Așa. Și acolo era un capitol, bunăstarea animalului. Așa. Bunăstarea animalului, deja va îl curajez dacă nu îi creez bunăstarea. Condiții. Curățenie. Curățenie, hrană, și așa, vreau lumină, să... ventilație și așa mai departe. Vreau să zic așa, am văzut la un băiat acum recent. O să apare filmul în câteva zile. La un băiat de la Alba. Deci atâta ordine și disciplină la băiatul ăla în graj de acolo, că așa ceva n-ai văzut. S-au apucat băieții să dea cu mătura unul pe parte, unul pe alta. Eu am stat acolo între. Băi, omul, m-a luat o tuse. Așa am zburat din graj de acolo afară, așa am ieșit glonț. No, da, cum ai spus tu, bunăstarea, bravo. Bunăstarea animalului. Da, da. Deci și la om îi place să trăiască în confort. Așa, și, așa. Și animalul are nevoie de confort. Așa. Rico se simte foarte bine la voi. Da. Eu îl văd un cal liniștit, un cal își trăiește la aici viața frumos. Nu e stresat, sărat. Au avut dreptate domnul Bexa când o zis că Rico atât de defectare că nu știe să vorbească. Așa. În rest, toate calitățile le are. Da. Îi vigilent, îi. Și omul trebuie să fie vigilent cu el. A? Da, e copil cu mine. Aha. Are un temperament așa mai puternic. Da, da. Zic? Impunător. Impunător. Odată a avut domnul Bex acolo, a avut el așa niște mici discuții cu caii, știi? Și v-am dus odată la el și era supărat, știi? Apoi am zis ceva și apoi mi-a zis odată, bă, am stat eu și m-am gândit, mă, că ai avut o dreptate de faza aia, știi? În filmarea aia, când îi prezintă pe prima dată pentru mur, pe murci, nu? Așa, atunci. Zic că și caii au prestigiul lor. Așa, așa, așa. Domnul Bex e un băiat foarte... foarte fin, e un băiat direct, e... No. Acum nu trebuie să ne ascundem de noi. Și iubește ceea ce face, iubește caii și pentru asta aprecieri maxime. Pentru el. Și pentru băiatul somatari, că rar băieți care la vârsta lor să dedice animalele. Deci băiatul are o putere în sufletul lui. Dragostea da. Motivează, nu altceva. Dragostea, da. Dragostea. Da. Că poți să faci ce vrei în viață, dacă nu faci cu dragoste, nu. Așa, așa. Nu dai rezultat. Nu dai rezultat. Ești angajat într-o fabrică și ești simplu muncitor toată viața. Dacă nu simți că trăiești pentru ceva. Așa, așa. Fiecare cu pasiunile așa, așa. Lui. Ai dreptate, Ionuț. Poți să ne-l arăți un pic, Bărico, și după aia să vedem mânzele. Viitoarele. Ia, viitoarele mămici, așa-i? Da, da. Hai. Hai. Are o coamă foarte frumoasă. Pe o parte și pe alta. Și un păr pe picioare, frumos, se vede că e bine întreținut. E foarte liniștit. Hai treab că el încoace. Da. Domnul Zaha, ziceți că o fum mai închis la culoare în iarnă. Da, da. Cam de cât timp s-o deschis? De când o țăpat blana aia jos. Îl văd că îl țineți fin, nu-l stresați. Dar totuși are roate pe el și aia e da. Chestie frumoasă, faină. Ai bun. Da. Deci el are parte și de țarcă, așa-i? Da. Dimineața, în fiecare dimineață, înainte de a scoate mânzele, scot pe el o jumătate de oră. Așa. Asta e după abrac, mișcare. Și face un pic de alergare, stă relaxat. Da, și înăuntru. Super. Hop, ține-l așa. Așa. Localitatea Acăș sau sat? Acăș, comuna Acăș. Comuna Acăș e la distanță de satul mare? 36 de km. Și de Tășnad? 35, tot la aceeași distanță. Deci cam aceeași distanță. Alte orășele? Zalău e 50. 50, deci se poate veni de la Zalău la Montă, se poate din zona Zalăului, din mai din coace. Deci noi nu ne deplasăm, că suntem ocupați cu serviciile. Nu, n-avem timp. Cine dorește? Și noi am trecut, n-am dispus de armăsar și până la Turda, mergi de două ori.
Unde? La, la domnul doctor Cioba. La domnul Cioba, avem, avem o mânză care e gestantă în luna noua. Îl salutăm pe domnul Cioba. Îi dorim sănătate. E un geaca lui la meseriaș. Mine. Geaca lui la mine în mașină. O să ne odească. Mai vine pe la noi și... Când vine? Se... Nu știu, când are drum încoace, mereu intră pe la noi. Poate că mai repede se întâlnește cu mine. E mai aproape de mine. Faci colecție de haine, că și șapca lui... Lui Sebi. Lui Sebi la tine. E la mine în mașină. Am zis că mi-o pun eu pe cap. Mai cam subțire, tura asta. Salut! Ia și apoi ne retragem la, la garaj Caratucu. Caratucu de la Cluj? Da. Ha? Da. A fost faină viața la Cluj? Da. Ha? Da, a fost o, o etapă. O etapă faină, ha? O etapă faină care... Când ai terminat? Au avut și în 2015. Ha? Au avut și început, și continuitate, și un sfârșit. Aha. E, dar n-ai prins tu momentele alea în care nu era așa aglomerat. Eu am prins. Nu, n-am prins într-adevăr. Care... Eu am prins momentul ăla în care... din Florești făceai o oră până la 100 mile. E, dar păi am prins și mai fi de o oră. Acum mai și mai. Așa, așa acum, mie pare că nu mai am mai de prins. Mult era, mai de mult erau, erau limite între, știi? Acum toată ziua, când ai pornit de dimineață. De fapt, în momentul ăsta nu mai e așa. Acum nu. Acum nu. Dar acum când... am văzut o poză faină pe Facebook. Acum s-a întâmplat fenomenul ăla când i-a trimis natura în cameră. Pentru că am fost răi. Am înțeles. Cum ne trimit părinții pe noi când suntem răi, du-te în cameră și ne-a trimis acum natura în casă. Așa. Ne-a închis. Să nu mai, așa. Să nu mai fim cum suntem. Da. Să nu mai facem ce facem. Auzi, Ionuț. Tu o dată încolo așa și pune treaba. Haide. Fii atent că s-o băgat asta hai, mică. Asta e mânza din alul doctorul, știi? Nu, nu. Asta, dar? Asta e gestantă cu alul doctorul. Deci încă nu avem produs. A, deci încă nu avem produs. Am înțeles. Astea toate sunt achiziționate. Stai, astea cu, văd că sunt cu dangală una, da, asta. Da. Asta și cealaltă sunt ștațate. Asta ce, de unde se trage asta? De la Săcuieni. De la domnul Petre? Da. Foarte frumoasă. Ai, ai curent pe gard? Acum o să fie, că o închis porta. Aha, am vrut să și trag de ea. Nu, 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 nu. Bun, asta e de la domnul Petre. Asta și mai care? Și din, cei dincolo de Iesle. Cei din partea cealaltă, pe interior, nu pe exterior. Asta pe exterior. Ceea ce o ridicat acum capul sus, așa? Da, 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 aia cu stea în frunte. Așa. Asta de pe exterior e de la domnul Fildu, de la... De la domnul, de la domnul Cristi. Cristi? Da, da. Frumoasă așa aia, mă. Asta e din Brunu. Așa. Ai filmat totul și când a fost mai mică, și iarna odată. Fii atent. Am mers noi și am achiziționat. Dar auzi, Ionuț, să pui, câte ai aici, 5? 5. Să pui 5, să pui 5 mânze așa, să le scoți la iveală, nu ai de unde. Bine zic, domnul Zahar. Dar să merg cu banii în buzunar. Datorită la taică său. Cum? Să merg cu... Datorită la taică său. Să merg cu banii. Eu le-am selectat. Uite cum se vede mânzul. În taia a treia din dreapta. Văd, văd, văd. Bun. Asta e. Ia când trebuie să-ți fete? În 11 mai. 11 mai. Atunci.
Le pus eu acolo sau beau apă? Au fân. Au fân? Au fân. Cum a fost ieri pe afară, încă nu am apucat să le lăsăm. Super. Asta e pasiunea mea. Da. Le scot aici sau le aduc aici ca să nu se agite? Nu, aici le scot afară. Pe te-au lăsat la aici. Bun. Ce zici, doamnă Cristian? Bun. Știi ce aș vrea? Aici separat sau aduc ceva afară? Aduci afară. Auzi, ce te rog. Adă prima dată mânzele lui domnul Petre. Bine. Să le putem vedea. Pe ele și după aia celelalte, bun? Stați la poartă, să fie, să le-ai pus nume la Ionuț. Le-a spus nume la toate. E mânzele, șai? Da. Domnul Zaha. Să vezi și niște blonduțe așa ni la grămadă, foarte frumos. Asta e produsul de când am zis că o să atâta e energică. Aha. Cea mai mică și cea mai obraznică. Da. Nu e obraznică, îi place viața. Obraznică în sensul că tot timpul face ceva. Are ceva? Nu ține cont de gardul electric. Se bagă până la nici mai puțin 1 cm cu urechea și până și acolo paște. Și ascultă. Mai, acolo e mare iarba. Și ascultă. Riscă. Deci, și te-a lucrat. A? Ionuț, poți să-i dai drumul dacă ăsta? Că n-are rost să tragi de ea dacă zici că s-agită. Cum i-ai dat drumul, o să facă pe aici o tură? Nu se agită, dar nu sunt obișnuite, nu le scoate, nu am libertate, singure. Am înțeles. Ia, ce nume are? Asta e Nati. Nati, în vârstă de? În vârstă de 2, face în 5-a, 6-a. Foarte, foarte frumoasă, îmi place de Nati. Se vede 18 pe spate. Când vrei poți să-i dai drumul la Nati. Să vedem ce face. Mere la țarc. Paște. Da? Da, sigur. De asta zic că nu sunt obișnuite să le scoatem așa cu frânghia. Păi de-aia am zis, ca să nu... Să nu se streseze, dar nu cred că se stresează. Ia-i Alfa. Ia-i mânza Alfa. Nu. Ia pe Alfa pe care o urmăresc sau? Nu. Alfa e aia care e gestantă, aia e cea mai veche între ele și aia e șefa. Am înțeles. Asta e Nora. Așa? Tot de la domnul Petre, șai? Nora în vârstă de 2 ani. Da. Pe ele când le-ai achiziționat de la domnul Petre? Când au avut vreo 6 luni? 2018. Că vreo 2-3 zile între asta și chiar o săptămână între asta și Nati. Și cât o stat la domn Petre? Cât o stat? Da. De când s-o vântat până în luna ianuarie. Deci din mai iunie până în luna ianuarie 2019. 2019 le-am adus. Aha. 5 ianuarie. Și de atunci sunt la noi. Deci au sup la mame frumos? Da. Păi, minți. Dacă faci cercul, fă mai un cerc mai larg, te rog. O să auzi. Și iau așa drept. Bă. Sau poți să o lași. Ca apoi își face ea jocul de cuvinte. Zilnică să afară.
mașina. Așa? Cred că știți de unde vine numele. De la domnul Cristi. Ha? Da, da. Asta e Cristina noastră. Foarte frumoasă. 23 februarie. Face 2 ani. Așa? Zici că am mai văzut-o când a fost mai mică, a? Asta ai văzut-o de mai multe ori. Și când a fost mânz, mai mare. Aha. Foarte frumoasă, Cristina. Îmi place de ea. Ultima dată când ai văzut-o, atunci am o mers taie-tul meu, a văzut-o și o achiziționat-o. Aha. Cu domnul Cristina și-o rotat-o să. Foarte fain. Domnul Cristi e unul din puținii crescători și ne trebuie să înțelegem chestia asta, că trebuie să mergem la el, să-i apreciem munca și să ca dânsul să poată să mai orice muncă producă. Să trebuie apreciat. Așa. O face domnul Cristi, o face Nea Costel, așa. O facem noi. Așa, așa, așa. Pentru că e una să fii crescător și alta să fii negustor. Așa, așa. Negustorul nu știe ce înseamnă să stai lângă o mânz, să vezi că suge, nu suge. Trebuie să ridici, să-l pui. Să aștepți 11 luni după o iapă să facă mânz. Tu trebuie să hrănești iapa aia, să cureți tu ea, să împuții. Așa, așa. Și pe urmă, bineînțeles, că și mânzul trebuie să se valorifice în așa fel încât să fie rentabil în munca, că totuși e o plăcere, dar e o plăcere costisitoare. Da, da. Și undeva trebuie să... Bun, când dorești, Ionuț, când dorești poți să-i dai drumul. Așa, așa. C-o zis el că... Hopa! Hai, hai, dragă, hai, da! Ani. Așa. Acum schimbă dinții. O cheamă blondă. Așa. Gestantă cu armăsarul lui domnul Cioba. Poți să tragi, poți să tragi un pic mai încoace, te rog. Și asta tot din Bruno se trage. Așa. Acum aștept. Mânzut, mânzut, mânzut. Nu, așa-i? Aia e bine. Tare, le place iarba. Colț de iarbă, dacă îl găsesc, insistă până ce... Până ce prinde. Ha? Cum ai spus că o cheamă? Blonda. Blonda. E blonda noastră. Blonda de 3 anișori. Ia, când ai spus că trebuie să fete? 11 mai. 11 mai. Atunci să împlinește, așa-i? Da, da. Deci la ce să facă ujerul? Ionut, la ce număr de iepe blonde ați dori să ajungeți? Nu avem un target. Nu aveți un target, nu, așa-i? Nu avem un target, nici nu am făcut așa o secundeală, oricum. E, dar să aveți 10. Dacă se mărește, când ajungi, asta nu e o regulă, pentru că ai 10, ai 20, este 30. Trebuie 30-40. Aha. Și atunci niciodată. Mai multe, cu atât ar trebui mai mult. Așa, așa. Noi sperăm să o ducă bine la noi. Ia uite. Să se ducă bine la noi. Să mulți și sănătoși. Și apoi... Și să readucem ce-a fost mai de mult în România. Când fiecare se putea bucura de da. Ce făcea și da, ce lucra. Da, într-adevăr că mai de mult și noi am avut cai și am lucrat cu cai. Acum, numai armăsarul ăla. Și îl scoți armăsarul pe șosea? Putem? Pe șoseaua principală? Da. Și cum e la am? Nu este fost în nu este la tracțiune sau așa? Nu, dar zic că cum e când vede alți cai sau știu eu. Nu cred că am mai fost prins într-o rudă, că am făcut ne-am uitat o dată pe aici prin și a fost interesantă. Dar după 2-3 întorceri deja parcă numai într-o rudă umblat. Aha. Că la noi nu tare obiceiul cu dacă doriți puteți veni și cu ea, poate. Cu căruță cu două roți.
Și atunci, da, s-a comportat foarte bine și cu circulația, că aici ai drum european. Aha. Mie nu plac, nu plac circulațiile astea. Nici cu camioanele, nici cu mașini. Așa, așa. Ionuț, când dorești poți să-i dai drumul și s-o aduci pe... Așa. Las-o, 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 las-o. Las-o. Așa, ia. Deci ați observat pe Gina? Da. Asta e ultima vânză achiziționată. Gina, pistol, hă? Și... abia după 4 luni, cred că, o primit o treiale. Deci e foarte, foarte greu să bagi o vânză străină sau un car străin între ele. Ele sunt obișnuite, au crescut împreună și nu... Deci 4 luni i-au luat ca să o s-o accepte? Da, da, da. Așa. Și încă și acum se simte că e străină. Hop. Fii atent, știi ce trebuie să faci? Ca să scapi de chestia asta. După ce ai adus-o, să zicem, aduci alta și o ții vreo 2 zile. Că după aia nu mai are treabă cu ea. Are cu aia altă. Și atunci pe aia altă o scoți și gata. Asta e ca și principiul ăla că te doare un deget, îți rupem toată mâna și nu te... Ca să nu mai ai tu probleme cu degetul, că te doare mâna. Așa, așa, să nu mai ai probleme cu el. Gina e foarte frumoasă. Da, și asta e tot ceva metis de contoar. Da, se vede. De pe urmă, dacă e tot, de pe zona... Cubleșul Someșan. Da, da, da. Eu. La Cubleșul Someșan e domnul Sandu. De-a un băiat, un prieten de-a nostru. Nouă ne plac foarte mult să aibă comă și coda albă. Și el are tot așa foarte mult bronz. Și în... Are o iapă care a făcut tată cu urleț, are o mânză din la domnul Nicle. Așa, așa. Dacă e pe două părți, foarte bine, dar dacă e mai departe, oricum e bine. Aha. Numai albă să fie. Foarte frumos, să ține un pic așa. Hop. Astea-s mânzele, așteptăm produs. Și când mai vin coace, poate pe atunci în fata și blonda și așa, așa. Mânzuța. Super. Super. Îți mulțumesc tare mult, Ionuț. Îți mulțumesc pentru prezentare. Vă mulțumesc pentru invitație. Și ești oricum binevenit. Vă mulțumesc. Nu contează că e 12 noapte. Așa, sau că-s probleme. Nu. Nu. Și virusul știe la cine se bate la ușă. Așa, așa. Ocolește oamenii buni. Vă mulțumesc tare frumos. Numai la oamenii care scu musca pe căciule. La aia mă gândesc. Acum s-au așezat, până le chemăm înăuntru, până atunci ai tot. Dacă te bagi între ele, așa stau. Da, 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 le văd eu. O să le, dacă vrei, poți să le fugărești un pic, o tură. Un pic numai. Ți-i groază? Nu, dar știu că nu o să. Ha? Dacă mă duc la ele, o să vină tatăl la mine. Zici tu? Stai ceva, mă duc și eu aia neabră și le trebuie. Așa, nu, aia e altă treabă. Aduceți găletuța albă, că la găletuța albă tăgeți aici. Am înțeles. 2 secunde. Dacă nu-s bătute, dacă-s... Ia, ia. Fii atent. Hai, dați fetelor. Din cauza vântului. Bate vântul din spate. Până aude una. Acum, Cristina, ha? E cea mai atentă la detaliile. Da, da.
Blonda ea tot timpul e ultima. La păscut îi place foarte mult. Blondie! M-au văzut că le-a dat nimic, da? Aha. Și vine apoi. Da, da, sunt foarte istețe. Cu astea nu te pot spune. Da, da. Și cu copiii mici. Da. Așa de citesc. Blonda o știu, că nu se lasă frustrită, nu lasă ea colțul iernii pentru minciun. Aha. O să le lași așa, eu nu știu. E ok. E greu să cumperi cai buni. Și să fie aproape tot la fel. E foarte greu. Noi suntem și pretențioși. Și când am văzut că ce greu să cumperi, am zis că avem noi produsii noștri. Așa, așa. Aia e o gândire bună. Eu nu ți-ți mulțumesc mult. Și noi îți mulțumim că ne-ai onorat cu prezența. Și...